Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport. Discutăm despre bani, despre fonduri europene. Alături de mine în studio, domnii Ion Păunel și Marian Vișu Iliescu. Haideți să ducem la bun sfârșit toate explicațiile vis-a-vis de submăsura asta 6.3. O să apelez din nou la domnul Păunel să facă toate completările necesare, pentru că încă sunt bani și oamenii cred că sunt interesați de această submăsură, investiții în fermele mici, așa cum îi spune și numele, se adresează unei categorii bine definite. Ce mai fi de spus despre această submăsură? După ce avem toată documentația care am amintit-o mai devreme, ar fi bine ca doritorii să caute o firmă de consultanță, reprezentanții direcției agricole sau, de ce nu, dacă se pricep chiar deși își pot întocmi un plan de afaceri, dar numai după ce consultă ghidul care este pe site-ul AFIR, ghidul solicitantului, și acolo o să vadă că sunt destui pași pe care trebuie să îi urmeze. Deci după ce avem toate aceste documente, noi trebuie să luăm legătura cu un consultant unde trebuie să ne prezentăm cu documentele de la înființarea PFA-ului, cu copie din registrul agricol, toate documentele care justifică dreptul de folosință al terenului, rouul și prin scrinul de la APIA, extrasul de cont și așa mai departe, și alte documente pe care le cere consultantul. După ce a luat legătura cu un consultant, se întocmește un plan de afaceri. În urma întocmirea acelui plan de afaceri, în termenii AFIR se numește cerere de finanțare. De 2 ani de zile, oricum, proiectele nu se mai depun personal, se depun online. Când este sesiunea deschisă, se ridică și proiectul viitorului beneficiar și se așteaptă evaluarea proiectului atât din scriptic cât și faptic, adică zicând faptic, deși la măsura 6.1 ca și la 6.3 o să aibă o vizită pe teren pentru a vedea experții OJFIR, pentru a pune în balanță sau să treacă prin procedura pe care o impune AFIR-ul. Tot ceea ce am scris trebuie să și existe. Și încă o dată vreau să repet, deci dacă avem teren, acesta trebuie să fie cultivat. Dacă este cultivat, trebuie să respectăm toate normele pe care ne impune APIA vis-a-vis de subvenție, și dacă este cultivat, să fie cultivat cu ce am scris în planul de afaceri, cu ce am declarat la APIA, cu ce avem în registrul agricol, că mai există și fermieri care, pentru suprafețe mai micuțe, 2, 3, 4, 5 ari, ori lasă necultivat, ori au zis dânsi că nu le-am adus sămânța să pună porum și au pus, dau un exemplu, floarea soarelui sau altceva. Vorbim aici, în general, la legume. Hai, domne, că merge și fără treari. Nu e chiar așa, deci acum se vine cu GPS-ul, se măsoară, deci un alt lucru pe care trebuie să-l știe telespectatorii dumneavoastră, bineînțeles, am mai spus și altă dată, nu există parte de schimburi de teren amiabil. Dacă facem un schimb de teren, se face numai la notar. Nu că ne-am înțeles noi cu vecinul că am eu 3.000 de metri pătrați aici și el are 3.000 de metri pătrați pe o altă uliță. Și nu vine și nu-i spune consultantului acest lucru, iar când vine expertul OJFIR pe teren, acesta are coordonatele GPS și din păcate proiectul poate fi ineligibil dintr-un lucru de nimic. Pentru că așa se mai întâmplă la noi la Rământ, mai că merge și așa, sau nu am știut. Adică atunci când merge consultantul nu a știut, dar când vine expertul OJFIR îi spune totul. Totuși e bine să știm de la început, pentru că îi spunem ce are voie și ce nu are voie. Pentru că ăsta e rolul unui consultant. Să îți explice tot ceea ce înseamnă tot mecanismul ghidului solicitantului și să-ți facă proiectul eligibil și finanțabil și, bineînțeles, să te ducă și mai departe către tranșa 2, pentru că atunci ai și tu statut de proiect finalizat și consultantul are mândria lui că a reușit să... Că foarte mult se bucură pentru tranșa 1, zicând că merge puțin mai ușor la tranșa 2, sau atunci când vine la un consultant să-i întocmească tranșa 2, ei cred că li se cuvine. Să știți că un dosar de tranșa 2, în principiu, noi credem că e puțin mai greu ca un dosar de tranșa 1, pentru că trebuie să luăm toate documentele care au existat la tranșa 1, să le punem în ordine și după aceea, în toate proiectele astea, 6.1, 6.3, vorbim de o comercializare de minim 20% sau au fost sesiuni când s-a mai cerut ca obiectiv suplimentar încă 21% și atunci trebuie să avem facturi de achiziții, de vânzări. Bun, haideți să mai stăm de vorbă cu un telespectator.
din Botoșani. A sunat cineva. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Miruț Mugurel, Botoșani. Da, domnul Miruț. Și aș vrea să-i spun limita linia voastră câteva întrebări. Dacă de acord să mă ascult și dacă dorești să-mi răspundă. Cum să nu dorească? Bineînțeles că doresc. Ia spuneți. Noi momentan nu avem tractor în fermă. Este cineva să poate face un proiect pentru achiziționarea unui tractor în fermă? Păi, haideți să luăm altfel. Spuneți-ne mai întâi din ce e compusă ferma dumneavoastră. Ferma e compusă din 400 de ovine și 7 bovine. Ovine, da? Da, da, da. 7 vaci cu lapte, da? Cu lapte sunt 4 doar. Da, am înțeles. Cu siguranță, ce vârstă aveți dumneavoastră? 28. Și sunteți, cum, persoană juridică? Da, eu normal am societate PFA, dar animalele ștere au rămas toate pe persoană fizică. Păi, terenul cum e înregistrat la APIA? Persoană fizică. Aveți un PFA non-agricol, nu are treabă cu agricultura, să înțelegem. Da, da. Așa. Prima condiție este ca declarația APIA și animalele să le aveți pe o persoană juridică. Am înțeles. Deci prima formă. Noi, eu personal proiectul măsura 141 l-am avut deja. Da, ok. Ați avut pe 141, oricum săreați din schemă de ajutor pentru 6-3, că aveți număr de oi și vaci destul de consistent. Vârsta bănuiesc că aveți până în 40 de ani. 28. Da. 28. Încă ceva. Vă rog. Nu sunt toate trecute aceeași exploatații ovinile, 400 de capete. Sunt undeva de 190 la mine, 220 la tatăl meu. Ca la români. Am înțeles. S-a împărțit în mod egal în familie. Ok. Da. Nu e nicio problemă și în cazul ăsta în care l-ați clarificat acum, vă puteți încadra pe instalarea tinului fermier, dar PFA-ul ăla de când îl aveți? PFA-ul din 2012. Da. Deci, în cazul ăsta, dacă sunteți căsătorit, sunteți? Nu, nu. Dacă erați căsătorit, aveați norocul că putea soția. Am zis că sunteți căsătorit, n-ați că jumătate din fermă este la soție. Nu, la tata. La tata, scuze, am crezut că la soție. Aveți timp să vă căsătoriți, aveți 28 băiați de ani, sunteți băiat tânăr. Eu așa v-a sfătuit până în 2021 să găsiți o fată frumoasă de acolo, de la dumneavoastră, că știu că în zona aceea sunt fete frumușele. Și domnul Păunel e naș. Și ne punem noi naș acolo. Dar ar fi și păcat, pentru că pentru instalatinilor fermieri și cum vreți dumneavoastră, nu numai achiziția de utilaje, va fi o sumă substanțială, 100.000 de euro. Și eu zic că este păcat să nu beneficiați de această sumă. Întemeiați o familie, aveți o exploatație destul de mare și vă puteți lua și utilaje, să faceți și un graj. Nu v-am spus, la subvenții tot așa, am trecut chiar pe mine la subvenții 24 de hectare. O să le trecem atunci pe forma de organizare pe care o facem pentru soție, PFA, IIF sau ce vom face la acea dată. Deci sfatul meu este să vă căsătoriți, că aveți nevoie și de forță de muncă acolo. Presupun că părinții sunt și ei puțin mai în vârstă. S-ar bucura dacă v-ar vedea căsătorit și dacă mai faceți și 2-3 copila să găsească și dânsi și niște nepoți acasă. Cred că toate lucrurile se împlinesc dintr-o dată în 2021. Vă și căsătoriți, luăm și 100.000 de euro, mai facem și 2-3 nepoții și avem și părinții fericiți și animăluțele vor fi fericite pentru că are cine să le îngrijească și sunt și subvenționate, primesc bănuți. S-a întrerupt legătura, cred că motivul e că i-a spus să căsătorească. Nu, de ce am spus? Adică am și glumit un pic pentru a destinde un pic atmosfera, dar în același timp este foarte multă realitate în tot ce a spus domnul Păunel. Pentru că el, făcând măsura veche pe 141, are mai mult de 5 ani de când s-a instalat ca tânăr fermier și nu mai poate accesa el, chiar dacă vârsta i-ar permite. I-ar permite, corect. Da. Haideți să vă citesc un mesaj venit din partea domnului Mihai Todea.
Mă numesc Todea Mihai și împreună cu un prieten suntem foarte hotărâți să înființăm o fermă de Angus. Nu avem studii în domeniu, dar suntem foarte hotărâți. Ne-am gândit să strângem noi banii cu care să pornim afacerea. Întrebarea mea este dacă avem șanse să pornim această afacere cu 40.000 de euro și dacă pe viitor să avem șanse să accesăm fonduri, neavând studii în domeniu. Vă mulțumesc, cu respect, am 23 de ani și nu este vorba de zonă montană. Mai precis, ca pământ, nu avem decât 4 hectare și ne-am gândit să luăm în arendă pentru a avea posibilitatea să creștem aceste văcuțe. Ce spuneți domnului Mihai Todea? Păi, dacă au cei 40.000 de euro, ar putea în prima fază să-și... Iau sau să gândesc probabil la suma asta, nu știu dacă iau. Dacă iau... Și dacă avem, mă rog, dacă au. Noi presupunem că au. A, așa. Să presupunem că au. Ar fi varianta să-și cumpără undeva la vreo 12 capete de Angus pe care să le aibă în momentul în care depunem proiectul ca să facă cei 12.000 de ESO-uri și după aceea pe tânărul fermier ei pot veni să se dezvolte și să cumpere în plus, în continuare. Pentru că Angusul nu trebuie să-i facem mare adăpost, este o vacă de carne care crește în libertate foarte bine și iarna și vara, un simplu adăpost să chiar să nu plouă, să ningă oricând peste ea. Da. Și unde să ai, pe timp de iarnă, să-i dai o furajare adecvat. Grosieră. Grosieră. Da. În principiu, deși, mă scuză colegul, sau completez puțin, este ok afacerea pe care o gândesc dâns și chiar dacă sunt doi tineri, nu au cunoștințe în domeniu, odată cumpărându-le, sunt convins că au mai văzut, au mai studiat sau au înțeles de la alții, deci tocmai prinde 2021 cu aceste 12 văcuțe, poate fac chiar 14-15 și pot primi și fonduri europene. Deci asta e... În regulă. Haideți să vedem ce întrebare are domnul Marius Dinu din Ialomița. Bună seara! Bună seara! Spuneți! Vreau să întreb și eu dacă... Așa. În legătură cu... Am înțeles că nu mai sunt bani în buget acum pentru proiecte fonduri europene. Și vreau să întreb, proiectele pot fi demarate acum, să fie întocmite sau mă așteptăm până în 2021? Depinde pe ce domeniu. Ce ați vrea să faceți? Pe tânărul fermier e discuția. Da, da, ce anume? Cultură vegetală sau animale? Da, cultură de câmp, da, vegetală. La cultura de câmp trebuie să dețineți pe tânărul fermier un 20 de hectare. Să admitem că acești coeficienți de calculare vor rămâne... Să mergem pe ce avem acum. Ar trebui să aveți 20 de hectare de teren la anul înscrise pe forma juridică și undeva mai spre finalul 2020, deja ușor să se pregătească proiectul. Despre finalul 2020 ne apucăm de proiect, înțeleg, da? Mai spre final, așa. Mai spre final. 2021 începe accesarea, ca să fim mai corect. Okay. Și dar și în prima jumătate a anului 2020 și cu siguranță în cea de-a doua jumătate a anului 2020 vom avea foarte multe informații, cum spunea și colegul, vis-a-vis de Planul Național Strategic, pentru că așa se va numi și vom ști atunci exact și suma o știm, se vehiculează, este 100.000 de euro, dar în principiu vom ști ușor și care vor fi condițiile de accesare acestei submăsuri. Deci de depus, cel mai devreme în 2021, nu în 2020. Dar e bine să vă pregătiți cu terenul, cu forma juridică, să faceți acele cursuri, dacă nu aveți liceu agricol sau studii superioare în domeniu, pentru că lucrul ăsta contează. Că atunci când se va deschide sesiunea, să fiți pregătit și să fiți printre primii care primesc cei 100.000 de euro din nou exercițiu financiar 2021-2027. Și sfatul pentru tinerii fermieri ar fi să depună în primii ani. Pentru că atunci nu este acea bătălie cum a fost anul trecut. Anul ăsta nici nu mai discutăm că nu mai sunt bani pentru această sumăsură. A doua întrebare, ar mai avea o întrebare legată de... Vă rog. Ar fi vreo impediment dacă în 2021 sunt încă la studii, la agronomie, să spunem? Adică sunt în curs, în facultate? Bine ar fi să fiți în 2021 trecut de anul 2 pentru a... Da.
pentru a nu mai fi nevoit să faceți cursul de formare profesională, pentru că dacă aveți 2 ani de studiu finalizați, vi se echivalează cu cursul de pregătire și puteți să aveți punctaj printr-o adeverință. Da. Adică nu puteți să primiți punctajul maxim ca și inginer, da? Da. Dar după 2 ani, cum vă spunea colegul, primiți perioada de curs. Perfect. Și nu vă dezavantajează că sunteți la o facultate de profil. Începând cu anul 2017, cred, s-a reglementat și acest lucru. Deci puteți fi student la orice facultate de profil, de oriunde din România. Nu mai este limitat de kilometri și așa mai departe. Ok. Mulțumesc mult! Doamne, seara bună, numai bine, domnul Dinu. Sănătate! Sănătate! Domnilor, un alt mesaj venit de data asta din partea domnului Iulian Mincu. Am 31 de ani, sunt beneficiar pe măsura 6.1 din 2016. Am luat tranșa a doua anul trecut pentru ferma de vaci cu lapte. Ce proiect aș putea implementa în viitor prin AFIR sau dacă aș putea beneficia anul acesta în octombrie de Startup Nation? Sunt două întrebări diferite, vă las pe dumneavoastră, las pe colegul. La treaba cu Startup Nation nu are legătură cu ce cu 6.1. Întreabă pentru 6.1. Aici singura condiție sine qua non e ca firma să fie înființată după 1 februarie 2017 pentru Startup Nation. Da? Completat la Startup Nation, informațiile pe care le avem la această dată, se pare că se va deschide tot așa în luna decembrie, se va duce până în ianuarie 2020, da? Se pare că vor fi schimbări majore, dar când le vom ști așa cum trebuie, nu pe surse, le vom și da... Le putem da așa după surse o informație că sigur nu va mai fi un criteriu de bază, numărul de angajați numărul mare de angajați. Ca anul da. Acesta. Lucru asta care era, ar fi în favoarea da. Celor din mediul rural pe care noi tot căutăm să-i promovăm, pentru că și mediul rural are nevoie de acești bani de startup. Corect. Și vis-a-vis de proiect agricol, tot din 2021, dânsul putea să meargă mai departe măsura 4.1, dar din păcate nu mai sunt fonduri în acest exercițiu financiar 2014-2020. S-au epuizat fondurile. Dar din 2021, cu siguranță, vor mai fi și asemenea... Și totuși vom afla cât de curând, pentru că în emisiunea trecută noi chiar am făcut un calcul pe datele statistice publicate de Ministerul Fondurilor Europene. Da. PNDR-ul ar mai avea 1,1 miliarde de cheltuit. A, pe statistica dânșilor. Să mai avem până alocări, ziceți dumneavoastră, în 2020. Și s-ar putea. Probabil, dar da. Nu știm. E o chestiune de strategie. Până când nu se închid sesiunile acestea de anul acesta, să tragă o linie, să vadă pe ce sumăsuri, unde s-au atins indicatorii și unde nu s-au atins. Și după aceea să înceapă. Vă dau un exemplu pentru mine foarte îmbucurător. E primul an când pe măsura aceasta de 9.1 pentru grupurile de producători, anul acesta, adică ieri când a fost ultima zi, s-a depășit suma cu destul de mulți bani vis-a-vis de proiectele alocate. Lucru foarte îmbucurător, pentru că aici intră formele asociative pe care tot căutăm să le încurajăm. Bun, haideți să vedem ce întrebare are doamna Viorica Mone. Bună seara! Bună seara! Sunt din satul mare. Da. Și avem o problemă cu polița de asigurare pe agricole. Așa, ce s-a întâmplat? Avem 1 hectar și 9 arii de căpșuni la care au fost asigurate. În urma plăilor torențiale din mai, care știți și dumneavoastră că au fost problemele în luna mai cu ploile la județul Satu Mare. Da. Dânsii de la asigurări, City, Insaur, Înce sau ceva de genul, nu vor să recunoască cum că în urma ploilor torențiale căpșunile s-au stricat. Da, deci s-au putrezit, efectiv s-au putrezit. Căpșunile sunt pe biloane sus. Așa este. Eu cunosc un pic fenomenul pe zona respectivă, mi l-au mai povestit fermieri. Problema e, vă întreb pe dumneavoastră, dacă la vremea respectivă ați mers la primărie pentru a veni să constate cu comisia aceea de constatare de... Da.
S-a făcut, da, deci a s-a făcut proces verbal, da? Deci, da, s-a făcut un proces verbal. A fost de la județ, de la Satul Mare. Da. Și în continuare să vă spun, dânsii de la City, de la București, da, vor doar să ne despăgubească cu 30% din, da, suma asigurată. Deci avem o sumă asigurată, era de 49.055 lei, ceva de genul. Da. Și au spus că o să ne dea 30% în urma multor insistențe din luna mai. Și până acum, deci rugăminte, certuri, prin telefoane, prin așa, deci multe probleme din astea și au spus așa, într-un final, că o să ne dea 30% din suma respectivă. Păi și depinde... când au calculat, deci dânsii au calculat cum au vrut ei. Am înțeles, spun, am zis, haideți totul să nu rămânem chiar pe din afară. 30% întemnând undeva la 14.000 și ceva de lei în bani acum. Și, deci dânsii când ne-au calculat, ne-au scos franceza de 15%, deci ne-au tăiat efectiv jumătate din suma respectivă. Deci eu am mai avut asigurare pe căpșuni în urma cu 2-3 ani pe îngheț. Dar mi-au luat franceza, dar din suma de 70%. Dar acum mi-au tăiat efectiv jumătate. Deci aș vrea să știu dacă e corect să mergem mai departe sau cum să facă. Deci, păi nu aveți, nu aveți altă cale. Dacă aveți așa, acest proces verbal de la Comisia de Constatare a Calamității, așa? Acum depinde și în procesul ăla verbal ce procent v-au trecut, pentru, da, că ăla ar trebui să fie procentul de bază de luat în calcul. Doi la mână, trebuia să faceți o notificare în baza acelui proces verbal, nu pe vorbe. Dacă ați făcut-o pe vorbe, e egal cu zero. Și patru la mână, dacă toate astea nu se ajunge la o înțelegere, nu aveți decât calea instanței. Deci da, că deci v-am spus, deci în urma multor certuri și scandaluri prin telefoane, brokerul din Satul Mare, care s-a ocupat efectiv de... Am înțeles de ideea. Doamne, noi am înțeles speța. Doamna Mone, da, ne auziți? Domnul Vișu, da, va oferi răspunsul. Am ăsta înțeles. E răspunsul, din păcate. Nu știm ce să vă spunem mai mult decât v-am spus. Bun, și deci e corect, eu asta vreau să vă întreb. E corect ca din suma aia să ne taie franceza de 15% din doamnă, toată asigurarea? Noi nu știm, da, ce prevederi contractuale exact, aveți dumneavoastră. N-am văzut. Poliția, v-am spus, sunt mari câteva etape pe care cel le puteți... mai bine ar fi să consultați un avocat. Și ca o veste bună, nu știu dacă ați fost cumva și la APIA, vă puteți recupera jumătate din bănuți care ați dat pe asigurare. Este sub măsură așa cu deschisă, în scapă, cred că... 17-1. La AFIR. Da, la AFIR, dar prin APIA. Prin APIA, da, AFIR. Am fost și acolo și dânsii spuneau că de fapt nu e valabil. Păi nu, deci dânsii vă pot ține până la 50% din valoarea poliției de asigurare. Cât ați dat dumneavoastră? Adică ați, exact, dat 10.000 de lei pe asigurare sau 5.000 de lei cât v-a luat asiguratorul? Jumătate vă suportă ei. Nu că vă dau dânsii, vă despăgubesc dânsii. Bine, doamnă, haideți că trebuie să luăm publicitate. Bine, vă mulțumesc mult, o seară bună. Seară bună și dumneavoastră. Pauză și revenim apoi la Agricultura, la Raport.